Mergi acum și cumpără ceva de pe G2A, link în descriere. Salutare, oameni buni, eu sunt lecturatul alături de fratele meu, Bercea. Salută lumea, Bercea. Salut. Astăzi facem un episod de GTA, nu mai special, dar un episod destul de ciudat, pentru că mașina aceasta din spate, pe care probabil ați văzut un episodul domnului Bercea, dacă nu ați văzut-o, mergeți pe canalul lui și vedeți-l. E o mașină de teren. Bercea a zis că seamănă cu Cybertruck-ul ăla de... Bine, mă rog. Nu seamănă, dar gen, i-am dat noi așa un fel de asemănare cu Cybertruck-ul ăla de la lansat Elon Musk. Corcitura e ordinară, grasul, ai văzut că în prezentare... Dar nu e mașină, aia e o bucată de tablă care merge pe stradă, altceva. În prezentare ziceau că e blindată, știi, și au aruncat o bilă de metal și au spart geamul cu ea. Da, bravo. În prezentare oficială, în fine. Și teoria asta ar cam trebui să fie o mașină de teren, pare și blindată, dar... O să o supunem și la testul ăsta după ce încercăm să urcăm cu ea pe Cilian, pentru că în prima fază nici măcar pe Cilian n-am reușit să urcăm cu ea. Adică am reușit cu Corsa și cu asta n-am reușit. Nu-mi dau seama dacă e din cauza că e zăpadă afară sau din cauza că pur și simplu mașina e foarte proastă. Mașina asta nu virează, adică ea virează prin simplu fapt că își mișcă mai mult o parte din roz decât cealaltă. Mă gândesc, nici nu știu pe unde trebuia să urc pe aici, mai tu mai știi? Ceva de engine. Te iau pe aici, nu știu. Mamă. Ce zic eu să vezi cum e? Ce alunecă așa? Uite-le! Ai vezi? Și fii atent, știu nici... Bă, și cât aroțoale are, pe asta ar fi trebuit să urce fără nicio problemă. Dar nu înțeleg de ce alunecă, că alunecă, uite-te la ea. Și eu nu cred că alunecă din cauza că e zăpadă, să știi. Dar de ce alunecă? Eu zic că alunecă că... Uite și tu. Hai frate, dă-o în mama ei! E nasol că tot ai și cursa, că te puneam să iei cursa, să văd dacă ai alunecă așa rău. Deci, bă, grasule, nu pot să fac nimic. Uite, deci tu curbele sunt... Bă, sunt... asta doar drept merge. Da, mă, da. Și nici drept, că iei un pic viraj și gata, se duce. Uite-te-lea, uite-te-lea. Praf mașina. Nu să fie din cauza că e zăpadă pe jos? Bă, eu cred că și din cauza că e zăpadă. Bă, da, eu nu mai știu unde trebuia să iau. Pe aici, în stânga, nu? Da. Doamne, da. Haideți să încercăm să o urcăm. Deși nu prea știu ce să zic. După aia vreau să, dacă nu reușim și dacă reușim, vreau să punem la niște teste, să vedem măcar dacă rezistă la bombardamente, la ceva. Că la gloanțe, geamurile alea, din câte văzut eu, nu prea sunt rezistente. Vreau să apăsați domn de like, să ne spuneți în secțiunea de comentarii, dacă credeți că pișcariciul ăsta ordinar. Uite și tu, uite și tu la el! Explică-mi, grasule, și mie ce e asta, uite-te la ea. E mașină cu patru roți, puțin cam urățică, dar merge, treacă, merge de la noi. Păi frate, cum e posibil așa ceva? Hai, tati, hai. Nu, no, deci n-ai cum, deci nu te cred. Deci dacă tu spui hai, probleme... Hai. Dar nu ia viraj, uite-te la ea, uite-te la ea! Dă-i, acum. Păi, dar nu poți să iau viraj, că nu ia! Aha. Deci nu, încă care de mașină, renunț. Nu mai încerc încă o dată, că deja mă enervai. Deci deja mă enervă. Bă, frate, ce căcat este, ce alunecă în felul ăsta, uite-te la ea! Uite-te. Viraje nu ia. Deci viraje nu ia. Eu acum iau curbă, dar nu vreau. Mi se pare jenantă mașina asta, jur. Bă, dar îți face nervi așa, știi, că o vezi și te gândești, bă, ce pui mei fac eu cu asta, știi? Adică, păi chiar că, ce faci tu cu asta? Adică... Bă, eu cred că am impresia că asta e pentru niște haste-uri, ceva de genul. Zici? Da, e pentru haste-uri asta. Da, dar frate, ce fac cu ea, uite-te la... Da, mă rog, haide să o testăm, adică să ne punem cu bâtele pe ea, că deja mă enervează și nu suport să... Să mă enervez așa, dintr-un rahat din ăsta. Deci asta e o mașină de spălat bani în GTA. Să te facă ăștia să te facă ăștia să-ți cheltui bani, știi? Nu, asta e de pierdut bani. Păi da, să te facă ăștia să-ți cheltui bani pe GTA pe care ai mai, ca să cumpere shard card-uri din ăla după aia, știi? Nu spune-mă că-s proști care... Bine, eu am bani și permit, dar să săraci de care și-au dat ultimii bani pe asta. Asta zic, frate, adică nu băga o mașină pe care nu e în stare de nimic. Bagă și mie mașină, nu mai. De Doamne ajută, hai că o pun cu alea grasule și hai să ne punem pe ea, cu bâta, cu alea, cu alea. Ia să vedem. Bă, dar de ce când ne dăm jos, ne ducem unul la altul? Se închide ușile. Bă, canistrele de le pusești tu acolo sunt cam degeaba, sincer. Sunt cam goale, ia. Adică nu... Sunt din fier în puii mei, uite-te la ele că tragi de ei, nu e nimic. Bă, e bine că măcar nu poți să faci pană la ea. Și nu i-a pus grasul bulletproof sau ceva, sau i-a pus așa? Eu? Da. Așa că vreau să încerc să tu ce vreau să încerc? Ia fii atent, mă urc eu în spate. De fapt,
Apa nu prea avem cum. Ia, urcă-te tu în spate când mă urc eu în față. Că dacă nu mă urc în față, nu te urc așa. Și să mă dau jos, tu stai acolo. Să vedem dacă pot să trag în tine prin ușă, gen. Ia să vedem dacă e blindată. Da, ia vezi. A? Bă, nimic. Nu, a? Nu poți. Deci nici pe aici nu trag ia, în tine? Ia, dai. Gata. A, deci până spre să-i... Până spre să-i geamul, gen. Da. Bă, deci practic e un pic blindată la geam. Știi? Da, ia. Gata, uite. Da, da. Ăștia au un anumit ăsta. Și au o anumită limită cum ar veni, dar prin părțile celelalte nu merge strage. Dar bine, mi se pare că nici mașinile celelalte nu poți să te împuși prin părțile celelalte. Nu. Așa. Bă, știi ce sunt eu curios? Sunt curios dacă la canistră sau la sticky bomb, la ce să nu rezistea. Ce zici să testăm prima oară? Bă... Hai, dă-i cu sticky bomb. Nu trage cu AG-ul. Ți-ai pregătit grasule? Da, dai. Foc. E bine, mă? Rezistă? Da, să stai așa, că o întorc înapoi. Stai să plec de lângă ea. Bă, deci un sticky bomb a rezistat. Ia uite, bă, Aurora Boreală în spate. Unde e? Da, bă! Ia, abonă-te în locul meu și uite-te încolo. Văd. Hai că o puseram. Ia dă-i tu un agheu grasule, că nu știu ce să zic. Nu știu ce să zic. Pe locus, fi gata, am dat. Rezistă, mă? Rezistă. Ia, tragem și cu asta? Nu. Ia, lasă-mă să-i dau foc. Ia, să-i dau foc, da. Din picioare, bine. Ia, încercă să-i dai foc, dar nu știu până să te sui pe ea. Ia, vezi prin față, cred că. A, și prin într-o parte. Bă, plecați, mă, milițienilor, bă, lăsați-l, mă, să facem testele aici cu asta. Bă, lăsați-l, mă, că suntem de la Top Gear. Cum îl chema pe la gras? Și bătrân. Da, eu nu-l știu niciodată numele. Nu, a? Nu știu, și am impresia că pe unul dintre ei îl chema Dave. Avea față de Dave. Da, Steven Dave. Bă, de ce nu ia foc asta, mă? Bă, stai acolo la vale. Ia să vedem. O incendiară, toate bune și frumoase. Plecați-vă de aici, bă, what? Prostule. Ce puteai și fața mea. Bă, tu rezistă, bă, cu fărașul. Și încă e în flăcări? Nu, și s-a oprit. Păi mă, cu ea în baza militară. Fira nu mă vă stau de acum. Da, bravo. Te omorăști singur sau? Da. Ah, bine, bravo. Unde ești, mă? Uite. Da, cred că mai bine hai să o reparăm. Zici că putem? Să avem geamurile bine. Bine, eu stai un pic, întâi trebuie să reușesc să ies cu ea de aici. Așa. De ce căzuși acolo înapoi? Păi veni după tine. E numai bine veneam eu după tine. Du-te. Du-te înainte. Ba, dar îmi place cum ușa asta nu-i spate niciodată. Uite peste asta, ce faci, mă, ne urmărește sau ce? Cine, mă? Un om așa, mă. Bine, mă? Urâtă e. Urâtă e, bă, să-mi va piciorul. Și nu numai că e urâtă, dar... Ah, uite, lu' Bursuchi, iar plăcea una de-asta. Bă, hai că ia, vă, că uite, lu' aproape 70.000 de la oră. Trăiești periculos, trage fusta mai jos. Lu' și 70, da. Da, fuge, băieți, fuge, ce putem să zicem. E și blind... Ia uite-l, uite-l. Mamă, bă, da... Nu știu, știi cum văd eu mașina asta în funcție de cum se conduce? O mașină foarte mare care zici că are 200 de kg. Exact, deci, exact, așa se senzația la condus. Adică... Da, că e foarte ușoară exact. Și foarte mare și e degeaba că fiind mare intră mult aer sub ea. Exact. N-are nicio stabilitate, nimic. Exact, pierde control, nu vezi că dai în ăștia și parcă ei dau în tine, nu tu nici. Sunt bă picioarele de mașină. Păi bă, mă, grasul, asta o plutit pe apă, mă, și noi nu știm. Ce? Asta o plutit pe apă. Și noi nu știm. Bă, mai știi... Bă, de când s-o duce... A, stai că e închis aici, uitai să zic. Păi cum să fie închis? E închis? Încearcă tu, mă, că trebuie să meargă. Hai, mă, hai, pus la volan. De ce să fie închis? O să-i închis. Îl închide aici.
ba nu închide acum. Cum să nu închide, mă? Dar unul nu închide. Ba îl închide, știu eu. Ce ai, bă? E nebunie. Băi, uite-te, bă, ce culoare are și nici mai știam. Păi, da, e întuneric afară, hai ieși. Ieși. Ah, okay. Ce îți alege? Ce te știi facem? În baza militară sau în apă? Bă, în baza militară. În apă data viitoare. Hai să mergem. Ești pregătit? Eu mă simt pregătit. De ce nu închizi ăștia ușile alea? Nu știu, bă, aia se închiseră la mine. A, bă, nici peste gardul ăla nu trece. Dă-te, mă, în puii mei de mașină. Uită-te la ea, bă, uită-te la ea. Bă, gasule, habar n-ai să conduci, bă. Lasă-mă că habar n-ai să conduci, bă. Mă enervează mașina asta foarte rău pentru că nu e în stare de nimic. Uită-te la ea. Deci mă supără pe mâna când o văd așa. Nu ești în stare de nimic, să știi. Nu, ea nu e în stare de nimic. Închide ușa că spar capul. Mergem cu tabla pe stradă, în puii mei. Doamne. E o bucată ordinară de tablă. Da, bă, bă, dacă vă jucați GTA, nu vă cumpărați, mamă, dacă îmi bate. Ia mai apasă o dată pe H. Uite. Da, așa, uite. Așa. Deci nu mă jucăți să faci ce le dai astora în față. Foai de capul meu. Aude, ia. Și sunt și LED-uri. Da, da. Dar, auzi, grăsule, dar tu ceva. Câta mașină e, ce volan mic are? Aha. Chiar că. Aude. Bă, da, uite cum bate, vezi că se vede fix așa, pe stânga puțin, pe dreapta mult, vezi? Are, fii atent. Temperatura la motor este de 50 de grade, la ulei de 50 de grade și în rezervor are 100, dar nu știu ce, galoane sau litri. Bă, nu cred că galoane, că sunt vreo 300-400 de litri. E și? Și cum pui mi să aibă 400 de litri asta? Cum nu? Aaaa, îmi pui mie grasule, că la cât de ușoară, uite-te și tu, mă bat cap în cap cu ăsta, uite-te la el. Doamne, da. Că dacă dă tir un tine, te aruncă toate părțile. Mă, ce tir, că dă ăsta cu dubița asta de neuromărești acum în spate, ești nebun și mă arunc astea de pe drum, ce-ai? Da, băieți, deci dacă aveți bani pe GTA și nu aveți foarte mulți cum are domnul Bercea, nu vă dați banii pe prostia asta. Pentru de că... ce, mă? Lasă-i să bată mingea. Da, dar nu se merită grasul, uite și tu la ea. Doamne. Mie îmi place. Eu sunt curios dacă... Bine, da, dacă nu vine aia iar cu tancurile în baza militară, degeaba. La geamul ăsta îmi plac așa, cum vin în continuu. Da, bă, așa, în teorie, pare mișto mașina. Uite, ăsta trece cu mine și mă face. Bă, mie mi-ar plăcut asta, frate, să urce oriunde o pui, mă. Da. Bă, și să treacă peste mașini, să le încalece, nu? Exact, să zice suspensia aia, nu așa ne bate în joc de banii oamenilor. Pe că ăștia de la GTA, băi, și-au bătut joc de banii voștri cu ăștia. Stare curios în cât timp murim în baza militară. Bă, zise, dacă vin cu tancurile, eu sunt curios, că așa... Bă, așa și la gloanțe ne ia ăștia la rost. Bă, și la gloanțe ne ia la roza. Bă, dar parcă e mai aproape, era aproape, bă, baza militară, nu era așa departe. Bă, uite-o aici, stânga. Păi știu că e aici, dar... Parcă ajuns să vedem greuți. Bă, e aproape că mergi cu viteză, orice e aproape. Da, corect. Hai să vedem, să-l salut și tu pe băiatul ăsta de la parte, dai și tu o hârtie de 500. Nu trag în el, că nu vreau să par geamul. Salut! Da, mă, hai, trageți așa, hai. Hai, unde sunteți? Hai, trageți, hai. Au. Hai, grășule, că murim în 2 minute. Opa, opa! Opa, cine trase? Ia uite la față. Bă, cât de prost e mă ăsta de neratează, uite-te la el. Bă, la prost e ăsta, mâncați-și. Uite ăsta, ne urmărește cu mașină de civil, grasule. Bă, ăsta e tăi după noi! Opa! Opa! Oh. Opa! Bă, ce făcut rău, mă? Păi două proiectile, trei fură maxim. Gata, grasule. Trei, păi... Cum pui mei? Păi dar stai un pic că noi puserăm două sticky bomburi, trăsesc și cu agheu de două ori. Păi da, dar nu e așa lucru ca ăla de pe tank. Zici? Că spun. Păi ești nebun? Mă. Cam atunci acest episod, băieți, deci Cybertruck-ul ăla, nici măcar de intra cu el în baza militară nu e bun. Credea că e blindat, dar din 2-3 proiectile de tank ne-a spart. Și ne vedem data viitoare, pa, pa!